Comisia Europeană suspendă aprobarea planului de redresare pentru Ungaria. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe. Detalii are colega mea Ioana Răduca. Ioana, care sunt argumentele Comisiei pentru această suspendare? În primul rând, Tatiana, așa cum spuneai și tu, e important de precizat că nu avem de-a face cu un anunț oficial al Comisiei Europene. Vorbim de un anunț pe care l-a făcut europarlamentarul Dacian Cioloș. Dar, din câte știm până la această oră și din ceea ce anunță și Dacian Cioloș, Comisia are în continuare probleme cu Ungaria la capitolul corupție, în sensul în care nu există niciun fel de garanție că banii din PRR luați de Ungaria vor fi cheltuiți în mod onest. Practic, Ungaria nu are mecanismele necesare pentru a verifica exact cum sunt cheltuiți acești bani. Mai mult decât atât, așa cum punctează și Dacian Cioloș, Eurobarometrul din iunie arăta că 87% dintre unguri consideră că la ei în țară corupția este generalizată. Și punctează Dacian Cioloș, asta înseamnă că în acest moment Comisia Europeană nu pedepsește ungurii nefinanțând PNRR-ul Ungariei, ci cleptocrația, ce-am citat, lui Victor Orban. Mai e aici un lucru important de precizat, faptul că Victor Orban nu recunoaște atribuțiile parchetului european anticorupție și practic de aici au plecat discuțiile între Renew Europe și Victor Orban. Da, Dacian Cioloș cerea în trecut Ursulei von der Leyen să nu aprobe PNRR-ul Ungariei, vorbește despre corupția din țara vecină, dar totodată vedem că nici România nu este foarte bine poziționată din acest punct de vedere al corupției. S-ar putea să repete aceeași soartă? Deși chiar și în România se vorbește aproape în fiecare zi despre corupția sistemică, nu. La noi problemele legate de PNRR sunt cu totul și cu totul altele. Așa cum știi, Tatiana, deja Comisia Europeană ne-a certat în repetate rânduri pentru că nu ne-am făcut temele cum trebuie. Noi, practic, n-am scris proiectele din PNRR cu simț de răspundere, în sensul în care, așa cum ne atrăgea atenția Comisia Europeană, la mai multe dintre proiecte nu am precizat sumele exacte, nu am precizat care sunt sursele datelor pe care le-am trecut acolo în proiecte. De asemenea, există și foarte multe erori în sensul în care am trecut în documente diferite, sume diferite pentru proiectele pe care le cerem noi la finanțare. O altă diferență între noi și Ungaria este că noi vrem și împrumuturi. Ungurii au cerut de la Comisie doar 7 miliarde de euro, exclusiv granturi. Ei nu vor împrumuturi deloc la Comisia Europeană. Mulțumesc mult!